Ion Aliman, fostul primar din comuna de Veselu, a murit în urmă cu 11 zile la Spitalul Colentina din capitală, în urma unor complicații apărute din cauza infectării cu noul coronavirus. În ziua alegerilor s-a aflat însă pe buletinul de vot, așa că a obținut 1057 de voturi din 1600 valabile exprimate. Oamenii recunosc ridicolul situației, dar l-au votat pentru ca alegerile să fie repetate. Chiar a meritat să fie votat și chiar dacă e decedat. Deci pentru noi și pentru copiii noștri a fost un exemplu. Cel puțin moral a fost pentru toată lumea un exemplu. Acum, cum să vă spun, asta a fost să fie. Dacă dânsul a avut probleme de sănătate... Dar totuși l-ați votat deși a murit. Păi l-am votat pentru că era candidat. Acum l-ați votat? Nu. Păi cum să? Păi se întâmpi la cap. Cum să, asta am spus la toți și am spus și o spun, cum să votez un mort, un decedat, să te mai vine la să te conducă? Haideți să vorbim și pe asta la altă dreaptă. Noi votăm morții. Cine mai poate face morți? Și cu toate astea l-ați votat? Totuși am pus, într-adevăr, ștampil acolo. Actualul viceprimar spune că situația a fost creată de biroul electoral de circumscripție, care a refuzat schimbarea candidatului PSD de pe buletinul de vot. În aceste condiții a făcut campanie electorală pentru candidatul decedat. Am așteptat până în ultima zi, cu o săptămână înainte de alegeri, să primim răspunsul de la BEC dacă rămâne sau nu pe lista de candidați. Pentru că nu știam ce să spunem oamenilor. Și în momentul în care am primit răspunsul de la BEC, am știut și noi ce să spunem oamenilor. Da, domnule, rămâne banii în continuare pentru toți. Da, bineînțeles. Acum, consilierii locali și apropiații fostului primar așteaptă reluarea alegerilor. În cazul de față vom avea alegeri parțiale, se va relua procesul legislativ, pentru că nu există nici posibilitatea ca unul dintre ceilalți plasați inferior în ierarhia voturilor, să devină primari. Asta pentru că, pe de o parte, legea nu permite, pe de altă parte, ar fi falsificat însuși procesul electoral, pentru că alegătorii din zonă trebuie să aibă posibilitatea să aleagă între unul sau doi candidați în viață care să poată să devină primari. Alegerile vor fi reluate și în comuna Sadova din Dolj, unde cel care a câștigat alegerile a murit la câteva ore după închiderea urnelor.